La mijloc de an, tot Nicu Bendea, fostul coleg de izolare, vă dă iarăși salutare. Ce mai faceți? Până concedii, până vacanțe, o Grecie, un Cipru, ceva? Prin țară, prin țară, găsim și aici locuri frumoase, locuri în care merită să mergem. Până una alta, să ne bucurăm că am mai dat un bacalaureat. Dă durăm și bacaloriatul ăsta, cum zicea eroina lui Caragiale. 63% dintre cei care s-au înscris la examenul maturității au promovat. Ziceți voi, e mult, e puțin? Acum, totuși, dacă e de luat bacalaureatul, se dă. Dacă nu, degeaba te înscrii. O promoție de 63%. La H&M am văzut că promoțiile sunt de 50%. Probabil că restul de 37% o să se îndrepte spre un magazin de ăsta să-și continue cariera. Nu-i musai să iei bacalaureatul, nu-i musai să fii cu bacalaureat. Dacă până la o vârstă nu l-ai dat și nu l-ai luat, dă-l încolo, că și fără diploma de bac poți să trăiești. Poți să trăiești decent, poți să trăiești, cum ar zice Țiriac, decent. Neanelu Iliescu și-a adus aminte cu nostalgie când a dat el examenul maturității. A avut emoții, a scris destul de bine și a ieșit acolo imediat sub ceilalți concurenți care au fost în număr de doi, Tutankhamon și Loredana Groza. Mitică Dragomir a zis, dom'le, bacul ăsta e lucru dracului, dom'le, dacă nu ai arbitri buni care să te arbitreze, poți să o dai în bară. Vulpița de la Acces Direct a fost și ea întrebată și a zis despre bac, ce-i bacul ăsta? O să fac un hit din bacul ăsta, știți că Vulpița mai nou scoate hituri pe bandă rulantă, ceva de genul școală, 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 bacu, bacu, bacu. Școală, școală, bagu. Piersic s-a adresat, Florin Piersic, tineretului și a zis, ciocoflenderilor, bine că ați dat bacalaureatul. Să vă spun cum a fost când l-am dat eu. Însăși această poveste spusă de Florin Piersic ar merita drept subiect la limba și literatura română, iar Florin Ovidiu Vântu a spus, scumpilor, acea hârtie nu ține loc de neuroni. Aveți mare grijă atunci când vă căutați un loc pe piața de muncă și mai ales să nu aveți încredere în tot ce spun politicienii. Aveți încredere în businessmen de succes, așa cum sunt eu. 37% dintre cei care au dat bacalaureatul au luat sub 6. Acum, dacă ne uităm pe sondaje și ne uităm și la intenția de vot, dacă adunăm intenția de vot pentru Pro-România, pentru ALDE și pentru PSD, tocmai 37% face suma asta. Nu știu, cu bac sau fără bac, dacă mai merită votată alternativa asta de stânga. Dar nici de dreapta, nici pe dreapta nu văd ceva, nu? Uitați-vă, prim vicepreședintele PNL Vrancea s-a înscris la bacalaureat la 42 de ani. Păi dacă nu l-ai dat până la 20-21, hai 30 de ani, de ce să te mai înscrii la 42 de ani? Să se râdă alții de tine? Eu nu mă râd de el, eu încerc să empatizez cu omul. A fost șoferul ministrului Ștefan, ministrului Grindă de la dezvoltare. Acum a ajuns într-o poziție de invidiat pentru orice român care își dorește politică. La ce mai trebuia lui hârtia de bacalaureat? S-a înscris la bacalaureat, a mai zis că a luat și meditații. 3,60 la română, nota lui, 3,60 la limba și literatura română. Hai de capul meu, să nu știi tu să scrii ceva la comedie, mă, să iei acolo un 5, că la geografie și la istorie a luat note bune. Se vede că a fost șoferul lui Grindă, că l-a dus mult prin țară și a mai învățat câte ceva despre geografie, despre istorie, dar 3,60 la limba română. Să nu știe el comedia, las-o încolo, mă, asta e tragedie, 3,60 să iei la limba română, dita mai ștabul. Nu trebuia să se înscrie la bacalaureat, nu trebuia. A mai făcut și contestație. Ca orice politician român, n-a știut comedie că se ia prea în serios. Și acum în PNL e tragedie. Rareș Bogdan i-a dat deja un mănunc de batistuțe să-și ascundă lacrimile, să-și le șteargă. Sică mandolină îi cântă la chitară doar să-l înveselească. Dacă dai la 42 de ani bacalaureatul și nu ești pregătit, normal că-l pici. Mai și pici dacă nu știi să scrii la română să iei 3,60. Când au aflat chestia asta,
liderii PSD, mai mari PSD, nici nu s-au mai înscris în clasa 8-a de frică că o să-și pice bacul pe când vor termina și ei liceu. Mai bine să stea acolo în funcție, șefii țării, fără atâta bacalaureat. Uitați-vă că, pe de altă parte, generația tânără, cei care și-au dat bacul la momentul potrivit, și în licee bune și care s-au ținut și de școală, au luat note frumoase. Și printre cunoștințele mele, și chiar îi felicit, și felicit pe toți cei care au muncit. Că e o muncă. O muncă. Să poți să știi. Shelly. Printre ei se află și Shelly, celebrul vlogger-blogger, care la 19 ani are o avere de câteva sute de mii de dolari de euro, avere făcută de el, pe mintea lui, din internet. Contestat de unii, adulat de alții, băiatul a luat 960 media. Bravo lui, felicitări! Să vină generația tânără. Haideți, generația tânără, veniți din spate, cu idei. Voi sunteți cei mai ancorați în realitate, cei mai adaptați la noutățile tehnologiei. Pentru voi viitorul deja e prezent, ca să zic așa. Voi știți despre ce-i vorba. Haideți! Ați dovedit, bravo, că ați luat și bacalaureatul, acum o facultate bună, continuați-vă și afacerile și business-ul, așa-i. De tineri ca voi are nevoie țara noastră, nu de politicieni care își dau bacul cu un an înainte de pensie. Da? Vorbesc serios. Nu glumesc. Eu când glumesc, am spectacol. Mâine, mâine, de la 9 seara, în Hop Garden, o terasă superbă. M-am interesat și eu din sectorul 3, din capitală. Soacră mea are emoții. Îmi face ceva șnițele, ceva chiftele, că nu poți să pleci 444 de kilometri din Cluj-Napoca până în București. Ioi, greu de tot, greu de tot. M-a întrebat soacră mea, dar unde pleci? Că mi-am făcut o listă cu ce trebuie să iau. Pijama, merinde, o apă tare, ceva. Zice, unde te duci? Și a zis, soacră dragă, mă duc în spectacol în capitală. Și el zice, ioi, merge în Budapesta. Da, un fel de Budapesta, da, pentru românii București. Mergem la București cu Costi, cu DJ Shiver, cu Unguru Bulan. Să avem drumuri bune, să ajungem la voi, cei care ne așteptați în sectorul 3, sectorul domnului Negoiță. Știți pe domnul Negoiță, care în plină izolare a plecat să dea la lebede împreună cu Gagica. Îi era urât, îi era frică să nu-i se cumva mănânce, să nu-i se pape viermișorul de către lebede. Da. El dădea la lebede, alții dădeau la rați. Așa că vă aștept. Veniți și din zonele din apropiere. Să vină și Ilfovul. Poate domnul Pandele bagă vreo două, atunci chiar nu mai avem locuri. Că știți, pe terase sunt locuri care respectă distanțarea socială. Mese de 2, mese de 3, maximum de 4, cu dezinfectanți, cu măști, nu ne jucăm, alo! Poate bagă domnul Pandele de la voluntar, 2-3 autobuze de votanți să vină la spectacol și apoi atâta îi distanțăm social de facem spectacole până pe 1 august ca să încapă toți la terase. Știți voi, mulți chemați, puțini aleși, dar și care veți fi acolo, veți da tot ce e mai bun din voi în domeniul râsului, la fel cum vom da noi, cei de pe scenă, tot ce e mai bun în domeniul glumelor. Vom interacționa, ne vom simți bine, ne vom bucura că odată ajung și eu la capitală. N-am mai fost în capitală de 8 ani. De 8 ani n-am mai fost în București, vă dați seama? De 2 mandate de parlamentar. Dar acum, împreună cu colegii, mergem să facem un spectacol frumos. Dacă ne ducem de aici, din Ardeal, în capitală, nu-i bine să ne facem de rușine. Trebuie să ne onorăm eticheta de umoriști. Eu vă las acum. Vă doresc o zi frumoasă, e miercuri, urmează joi, vineri, weekendul, să nu ne relaxăm prea tare. Că dacă nu se întoarce iarăși urubază, zunelul tătarul e pregătit deja cu hârtiile să ne întoarcă înapoi, dacă se măresc numărul cazurilor de îmbeteșugire. Nicu Bendea vă salută și vă dorește tot binele din lume. Scuzați dacă am exagerat cu ceva astăzi și să ne vedem cu bine și mâine și poi mâine. Că apoi în weekend nu mai știm de noi. Vă aștept la spectacol, da? Mâine!
Hopgarden, București, sectorul 3. Yay!